Primăria Slatina investește și anul acesta în unitățile de învățământ. Bugetul destinat educației a fost discutat împreună cu reprezentanții școlilor și grădinițelor, astfel încât să fie asigurată finanțarea pentru investițiile prioritare. Și anul acesta, primăria a acordat o atenție sporită în ceea ce privește educația și mai exact unitățile de învățământ, alocat din bugetul local aproximativ 15 milioane pentru investiții, pentru reparații, pentru tot ceea ce înseamnă buna desfășurare a acestor unități școlare. Consolidarea corpului principal de clădire de la Colegiul Economic PSA Aurelian va începe în curând. Studiul de fezabilitate a fost realizat, iar în scurt timp va demara realizarea proiectului tehnic. Imobilul, construit în anul 1974, are nevoie de reparații capitale. În prezent mai sunt folosite doar cele cinci săli de clasă de la parter, restul cursurilor desfășurându-se în celelalte imobile. În incintă învață în schimburi aproximativ 1300 de elevi. Anul acesta am prins pentru documentația tehnică în ceea ce privește liceul, colegiul PSA Aurelian, privind reabilitarea acestui imobil. Pe lista de investiții în domeniul educației întocmită de autorități mai sunt construirea unei grădinițe cu program prelungit pe strada Tunari, reabilitarea și consolidarea clădirilor principale ale colegiilor Alexe Marin și Metalurgic, extinderea colegiilor Minulescu și Greceanu.